Timp de fericire și o zi perfectă pentru Connector și soția lui Mișa. Botezul fiicei lor a avut loc în acest weekend, ieri mai exact, iar toată ziua a fost plină de surprize. Proaspăt creștinată, mai a stat mândră ca o floare, mai tot timpul în brațele tatălui ei. Vă spun doar că imagini de la petrecere o să vedeți în exclusivitate la Acces Direct, ceva mai încolo, însă acum doar o mică parte. Dar noi ne pot primi, fiindcă ne iubim. E fata mea, ce să fac? E fata lor și sunt foarte mândri de ea. Connector și Mișa au trăit ieri una dintre cele mai emoționante zile din viața lor. Ziua în care scumpa lor prințesă a fost creștinată. Am plâns un pic. E fata mea, ce să fac? Am avut emoții și eu am plâns. De când a venit pe lume Maia, viața părinților este parcă și mai frumoasă, iar această fericire se poate citi pe chipurile lor. Mișa a arătat superb ieri într-o rochie care i-a pus silueta în valoare, iar Connector a ales să poarte în seara cea mare un costum negru la fel de elegant. Mi-am dat un băiat. Dar în schimb am luat o fată. Superbă. Însă în centrul atenției a fost Maia. Să vă meargă totul ca pe roate, că suntem zâne fermecate. Iar după ce prințesa lor a mers la culcare, invitații au rupt ringul de dans. Unul dintre momentele care i-a emoționat pe toți a fost cel în care Connector a început să plângă. Ce l-a făcut pe artist să nu-și poată stăpâni lacrimile, dar și imagini de la petrecere vezi în exclusivitate.